salutare și bine ați venit din nou pe canalul meu. Vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți. Astăzi vreau să vorbesc despre ce făceam înainte să ajung în Suedia și schimbarea asta a mea de viață, ca să înțelegeți la modul că a fost radical, la modul de aici, gen. Nu mă refer că eram sus acolo și aici sunt jos, mă refer de cât s-a schimbat radical. În România stăteam în București, eu sunt din București, născut, crescut în București, în Iancul, în cartier, și bine, acolo m-am născut, acolo am stat o perioadă, m-am mutat, m-am reîntors înapoi. Și ce făceam eu în România? Eram, munceam la pizzerie, unde munceam, fast food, restaurant și așa mai departe, dar eram pe pizzerie. Dar mă refer în timpul liber, aici vorbim despre timpul liber și despre ce făceam eu așa în general. Pișeam afară cu băieții, deci singurul lucru care îl făceam, pișeam afară, mergeam la meciuri și toată ziua stăteam afară cu băieții. Cât puteam de mult, până la 2-3 dimineața, 12 noapte, 10, mergeam în cluburi și așa mai departe. Și cred că presupun că toți știți ce se întâmplă acum. Când ieși afară cu băieții, la colțul blocului, semințe, cola și așa mai departe, mi-a dat de majorita aici. Și numai de astea, eram cum ar fi, nu știu cum să mă cataloghez, că nu eram vagabond, nu eram... Dar eram gen băiețaș afară cu băieții, nu, ce să zic, bătăi, probabil, tot felul de... Na. Ca într-un cartier normal, nu zic că, nu știu cât știți, că cât sunteți din București. Iancul nu e un cartier așa periculos sau și așa mai departe. Cam asta făceam eu acolo. Nu, după cum am spus, nu aveam, nu vedeam planuri de viitor, nu mă uitam în viitorul meu și nu vedeam nimic. Nu puteam să mă gândesc mai departe și cam asta era tot ce făceam eu acolo. Stat la colțul blocului, ne întâlneam, băieții care aveau mașini ieșeau să plimbau, mergeam cluburi, parcuri, vagabonțeală, na, ca să zic așa. Droguri, morți, mă, și tot ce găseai. Acum, cum am plecat din România, viața mea nu că s-a schimbat. S-a schimbat dramatic, la modul dramatic. Pentru că eram persoana aia care... Deci eu, ca să înțelegeți voi, când nu eram la muncă, în ultimii 3 ani în România n-am lucrat, am făcut bani altfel, m-am întreținut altfel, eram împreună cu o fată, ne mergea bine, stăteam cu ea împreună, în Iancul. Ce făceam eu tot timpul? La 12, 1, 2 după amiază ieșeam afară. Și mă intram în casă pe la, nu știu, 10, 11 noapte, 12 noapte, depinde. Vară, primăvară, vară, toamna, când era bine afară, nu iarna, iarna. Stăteam în scările blocurilor și așa mai departe. Cam asta făceam. Ieșeam afară, mergeam în mall-uri, dar eu eram afară non-stop. Deci non-stop eram afară. Eram genul ăla care nu puteam să stăm, nici acum nu pot să stau în casă, dar vezi tu, s-a schimbat. Când eram în România, știam că ies afară, găsesc eu, dau eu de cineva afară, nici nu sunam pe nimeni să zic că, bă, ce fac, ieși afară. Ieșeam direct, nu era nimeni afară, vedeam eu ce făceam, găseam pe cineva, mă duceam, mâncam, vedeam. Acum am ajuns aici, fără prieteni, fără familie, fără obiceiuri, că nu mai am aceleași obiceiuri. M-am lăsat de fumat. Bine, nu m-am lăsat aici de fumat, m-am lăsat în România înainte să plec, cu vreo 2 ani de zile m-am lăsat de fumat. Mă lăsasem și de băut sucuri acidulate și așa mai departe, că mergeam la sală, trăgeam tare rău de tot. M-am lăsasem de toate astea, aveam un stil de viață sănătos, să zic. O luasem pe calea, înțelegi, mâncare sănătoasă, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Și acum, venind aici, începând să lucrez, cum am povestit în clipul ăsta, pe exact
acum două clipuri, cred că este acum două vloguri. Am povestit cum am ajuns în Suedia și ce țeapă mi-am luat cu patronul care m-a angajat aici, fără lacă și așa mai departe. Nu pot să zic că am avut o viață bună, că aici chiar am adus-o ca un câine pentru câteva luni de zile. Și după aceea m-am întâlnit cu... am cunoscut-o cu prietena mea și totul s-a schimbat. Aici am venit ca în România, mă înțelegi? Adică ce prieteni am aici? Ce prieteni? Unde să ies eu? Pe cine să sun eu? Unde să mă duc eu? Cum să ies eu? Aici nu iese lumea la colțul blocului. Aici nu vezi copii la colț de stradă mâncând semințe. Aici nu se mănâncă semințe. Deci asta nu, asta nu cred că o știați. Aici nu se mănâncă semințe, frate. Nu, abia am găsit semințe și nu, Natline e doar în România, cred. Deci aici nu există așa ceva, nu există Natline, nu aici găsit nici pungi de semințe de alea. Standard, fără sare, fără nimic. Și acum, nu vezi lucrurile astea, nu ai unde să ieși. Aici când prietenii între ei sau prietenii între ei, când vorbesc aici și undeva, ei ies direct la restaurant sau într-o cafenea sau să joace un biliard sau un bowling sau ceva. Deci nu cum era în România să ieși, mă înțelegi, la blocul, la colțul blocului sau cum ieșeam eu fără să sun aici. Nu, aici nici nu poți să sun pe cineva, ai de ieși afară acum. Chiar dacă ai prieten, nu poți să suni. Să zici, bă, hai mă, ieși afară acum. Pentru că nu iese, înțelegi? Adică nu, aici totul e planificat. Vorbesc cu o săptămână înainte, probabil 4-5 zile înainte și așa mai departe. Nu e ca România instant, așa știi, să ieși, să faci, să dai, să te întâlnești tu afară cu cineva, mai știi că mai sunt 2-3 băiți acolo, 2-3 fete, ieși așa și gata, ești afară, aici nu ai cum. Și viața mea de la partea aia cu vagabundeala, cu ieșit afară, cu plimbat, cu toate lucrurile astea, cu stat la colțul blocului, nu mai există, nu mai... Acum sunt tată, după 2 ani de zile, nu am prieteni aici unde sunt. Probabil că de asta mă și exteriorizez așa mult pe YouTube. Așa... Nu mai e viața aia, nu mai... Am fost în depresie, nu știu dacă mă credeți, am fost în depresie. Deci nu e ușor să părăsești țara și de la obiceiurile pe care le aveai să vii aici la o viață... Nu pot să zic că era o viață bună. Da. Îți trec tot felul de gânduri prin cap, că ești, mi-am părăsit țara, mama, familia, eu nu prea am fost așa apropiat de, nu că nu am fost apropiat, nu ne vedeam așa rar eu cu maica mea, cu taica mea, maica mea era într-o parte, taica mea într-o parte, ei sunt divorțați, nu ne vedeam așa, nu, eu am trăit mai mult singur, așa știi, gen călărețul singuratic, am trăit eu singur. Și... văzându-mă aici că nu mai pot să mai fac nimic din ce făceam, nimic și sunt... Eu mă vedeam aici ca într-o pușcă, așa steam încuiat în casă, nu că steam încuiat în casă, că mă exprim greșit. Stăteam în casă, nu mai puteam să ies la două. Gândiți-vă că pleci dintr-o țară în care, în țara ta natală, de unde te-ai născut, unde nici nu trebuie, cum am și spus, nu trebuie să suni pe nimeni ca să poți ieși afară, că decât ieși și ai găsit pe cineva. Te întâlnești cu lumea pe stradă, salut, ce faci, bre, ce faci, nu știu cine, ce faci? Florine, ce faci, nu știu, prietenii care ai, cunoștințele pe care le vezi de zi. Femeia de la magazin te cunoaște, ai magazine peste tot, aici nu sunt magazine la colț de stradă, aici nu vezi magazine așa, magazin, pac, te-ai dus și ai cumpărat un, înțelegi? Nu există, aici sunt magazine marca și Carrefour, sunt trei firme, mari și late, și nu găsești magazine la colț, înțelegi? Adică decât în centru, orașelor, în centrele orașelor mai găsești magazine de-astea mici, dar nu cum sunt la noi în București sau bine, cred că și peste tot sunt în țară. Magazine de-astea mici mai găsești unele în apartamente, unele micuțe, așa, nu găsești aici. Aici sunt magazine cel mai mic, e ca și cum ar fi Mega Image. Mă înțelegi dacă mă înțelegeți voi. Mega Image-urile alea care totuși sunt mari, adică nu e magazin. Așa sunt. Și cam asta... Prin asta am trecut eu și aveam tot felul de gânduri de alea, că mamă, mi-am părăsit țara, că ce fac, că... Deci am fost în depresie vreo 3 luni de zile, nu știu, depresie, că nu știu cum... Mă gândeam, aveam numai gânduri de astea proaste ca să mă face să înțeleg că nu știu ce e aia, nu cred că știu ce e aia o depresie cu adevărat.
Dar aveam numai gânduri de astea proaste, că ce am făcut, ce nu știu ce, cu toate că vedeam cum e aici și ce viață duce lumea aici și ce aș putea să am și eu aici. Și totuși mă gândeam, am avut gânduri o grămadă, cred că un an jumate m-am tot gândit să mă întorc, nu mint, un an, cam așa m-am gândit să mă întorc în țară înapoi, pentru că nu... Tot mă omorau gândurile astea, așa mă gândeam și, paulu, ce fac, vreau să ies afară, nu pot, nu... N-am prieten, asta era, eu eram genul ăla de persoană care v-am spus, eram afară tot timpul și trebuia să interacționez cu lumea aici, nu pot, nu am prieteni și suedezii, v-am spus cum sunt planificatura și eu sunt instant, eu m-am trezit acum, nu știu, bă, ce face și afară, nu pot să te sun, acum, sâmbătă asta, ce face voi, și noi în club sâmbătă viitoare, și da, și până sâmbătă viitoare s-ar gândi de 10 ori, ba, ieșim, ba, ieșim, ba, ieșim, ba, ieșim, nu, îmi place, nu pot să fiu așa, mi-mi place instant, așa, știi? Cam asta a fost și m-a distrus așa un pic psihic o perioadă de timp, după aia mi-am revenit, mi-am dat seama că nu aveam nicio șansă în România și că viața aia nu mai merge și că nu puteam să stau așa, pentru că viața aia, anii, ca asta vreau să fac, să fac aici o paranteză, anii la care făceam lucrurile, deja exagerasem, aveam 28 de ani și eram tot pe stradă la modul, ieșeam afară cu băieții, la post de bloc, nu mai merge frate, adică trebuie să faci ceva pentru viața ta și cum în România nu puteam, am venit aici, am fost depresiv, să zic așa, aici o perioadă de timp și chiar am realizat că chiar dacă nu mai am prietenii lângă mine, că nu știu cine era prieten și cine nu era, 28 de ani de viață am trecut prieteni așa, am avut mii de prieteni, mai ales că și eu am fost și întăreți de hip-hop, underground, România, am avut o grămadă de prieteni, duceam la concerte, cunoșteam lumea nouă, acum eram, deci asta zic, am avut o viață așa, activă, înțelegi? Și mi-am realizat că nu am cum să fac nimic acolo și a trebuit să mă mut aici. Să fac tot posibil să mă mut aici. Și dacă nu o întâlneam pe ea, mi-era foarte, foarte greu să rămân aici, pentru că nu aveam șanse, nu aveam acte, nu aveam nimic. Și aici cam asta fac eu zi de zi, adică la modul că nu mai ies afară, am o viață, cum să zic, normală, o viață de părinte, o viață de... Na, o viață de, nu știu cum să zic, liniștită sau nu știu cum să zic, că nu mai ies afară așa. Aici singurele dăți în care ieșim afară, când mergem la restaurant, când mergem la magazine, când mergem la shopping, când mergem la plecăm în vacanțe și așa mai departe, nu mai ies afară. Anul zic că am mai fost în club, ies în club cu fratele ei, cu cumnatul meu, am mai ieșit în club. Dar nu mai e viața aia, adică cu tovară și afară la colț de bloc, aici am spus că nu vezi așa ceva la colț de bloc, să vezi 4-5 stând, nu știu, blând cola sau chiar dacă nu se însemnițe să facă altceva la colțul blocului, să râd, dar cum vedeam noi spuneam bancul sau ce treabă făceam noi acolo, ce doamne iartă, nu mai tăcea prin cap să facem caterin și așa mai departe. Nu vezi. Și na, acum s-a schimbat că sunt tată și părinte și a trebuit să înțeleg viața că asta e, s-a schimbat și trebuie să se schimbe și trebuia să se schimbe și mă bucur că s-a schimbat așa și că nu s-a schimbat acolo altfel. Că poate ajungeam, nu știu ce, poate ajungeam, chiar nu știu ce puteam să ajung, poate ajungeam la pușcărie, poate ajungeam, nici nu știu, ajungeam pe străzi, cred că asta, eu asta vedeam în ultimii ani, că o să ajung pe străzi, pe la vreo 40 de ani o să rămân, o să mai am putere de muncă, cum în România nu angajează oameni în vârstă, nu o să mai am putere de muncă, nu o să mai angajeze lumea, meserie bună, prea bună nu aveam, o să ajung pe străzi, boschetar și așa mai departe. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a schimbat viața și că mi-am schimbat-o, că eu mi-am schimbat-o, că nu m-a ales nimeni în locul meu. Pur și simplu eu am ales deciziile ca să pot să fac asta pentru mine și vă aș ruga și pe voi sau vă dau un sfat, faceți lucrurile pentru voi. Prietenii vin și pleacă, ca să vă spun acum nici nu mai vorb, nu mai, mai am un băiat care mă sună și vorbim din nu știu câți prieteni aveam, nici prietenul meu cel mai bun nu mai mă sună și nu mai mă deci prietenii mei gata au dispărut, înțelegi cum am ajuns aici, probabil nu știu de ce, că nu vreau să vorbesc
rău. Dar s-au dus și prin lucrurile astea, vezi, prin lucrurile astea am văzut ce fel de oameni sunt și ce fel de cu ce fel de oameni am crescut, cu ce fel de oameni am stat lângă mine. Cam asta a fost pentru astăzi, nu știu ce să mai zic. Sper că a fost interesant. Apăsați pe clopoțelul ăla, vă rog eu frumos, ca să primiți vlogurile, să primiți notificările exact când postez videoclipul. Vă mulțumesc mult că mă urmăriți. Dacă vreți să fac anumite, nu știu, să vorbesc despre anumite subiecte, credeți-mă și pe mine că nu sunt vlogger de aia, fac așa. După cum vedeți, nici videoclipurile nu le editez prea mult, nu vreau să fie natural, să fie cât mai, adică nu, dacă am făcut o greșeală gramaticală sau nu știu ce, nu tai din videoclip, nu sunt genul ăla să mă înțelegeți și le las așa cum sunt naturale, mi-mi place să fiu natural și cam asta sunt. Dacă vreți să vorbesc despre un subiect anume, puneți-mi întrebări și o să fac video. Aș fi mult mai creativ dacă aș ști despre ce vreți să vorbesc și aș avea și mai multe idei. Vă mulțumesc mult de tot. Ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!